Hei, salut lume, în clipul ăsta o să vorbim despre de ce e important să nu fumezi. Da, și cam ce îți poate face fumatul. Singurul lucru bun pe care ți-l face fumatul este că inhibă centrul foamei. Da, nu este cea mai bună soluție în te a vrea să slăbești? Fiindcă te slăbește cu totul, cum s-ar spune, slăbește tot organismul. Pe scurt, poate să dea boli pulmonare, dă pancreas, dă piele, dă dinți, crește riscul de osteoporoză, probleme cardiace, boli pe SNC, boli al sistemului circulator, poate dea un cancer la nivelul gurii, faringe, esofag, boli de stomac și boli de reproductivitate. Ok, am zis pe scurt, hai să trecem un pic în amănunt, dar repede, repede, că știm că nu trebuie să dureze mult. Bun, fumatul provoacă boli pulmonare, cum ar fi boli pulmonare obstructive cronice sau BPOC, practic nu prea mai poți să respiri. Este cel mai important factor de risc pentru bolile pulmonare obstructive cronice, boli care nu se vindecă, care nu se pot trata. Pacienții cu BPOC au tuse, dispnee, respirație șuierătoare sau senzații de apăsare în piept. Foarte nasol. Bun. Riscul de deces este de 20 de ori mai mare din cauza acestei boli dacă sunt la cei care fumează peste 25 de țigări pe zi. Alta afecțiune, cancer bronhopulmonar. Este cel mai mare factor de risc în apariția cancerului. În medie, o persoană care fumează două pachete de țigări pe zi inhalează aproximativ 140 de grame de substanțe cancerigene. Ok, rata de mortalitate prin cancer pulmonar crește și odată cu numărul țigărilor fumate pe zi și cu adâncimea inhalației și cât timp fumezi. Infecția ale tractului respirator. Fumatul este una dintre cele mai importante factori de risc pentru infecțiile tractului respirator. O considerează un risc de 3,15 ori mai mare pentru fumători, 1-2 pachete pe zi, și de 2 ori mai mare pentru indivizii care au fumat la un moment dat în viață. Ok. Astm. Astmul este o boală inflamatorie. Știți ce e astmul? Fumatul activ cât și cel pasiv au o influență considerabilă în a determina apariția astmului, în special în cazul bebelușilor al căror mame fumează în timpul sarcinii. Da? Fumatul este contraindicat pentru astmatici, putând conduce la dezvoltarea unei forme mai grave de boală. Ești mult mai predispus să faci astm, mai ales la copii, fumatul pasiv la copii. Deci dacă tu, ca mamă, fumezi, s-ar putea să aibă astm copilul tău. Tuberculoză, fumatul crește riscul de 2,8 ori mai mult față de nefumător. Cancer laringian într-o proporție de 84% a cazurilor, cazul laringian a fost determinat de fumat. Ok. La femeile fumătoare, riscul de a face cancer laringian este de 17,8 mai mare decât la femeile nefumătoare. Ok, trecem la pancreas. Dar abia sunt la pancreas, da? La pancreas, pentru cancer la pancreas, cancer pancreatic, bărbații care fumează zilnic mai mult de două pachete de țigări au un risc de 3,3 ori mai mare pentru a dezvolta această boală decât nefumătorii. La un consum mediu de un pachet pe zi, riscul este de 1,7 ori mai mare. Este vorba de femei. Deci, faci cancer, ai de 3,3 ori mai mare șansă să faci cancer pancreatic la mai mult de două pachete pe zi, iar ca femeie de 1,7 ori. Urinare, piele și dinți. Deja știți că colorează dinții și pielea. Fumătorii de 4 ori mai suscetibili să dezvolte parodontoză și un risc de 3 ori mai mare să facă carii. Fumatul crește riscul de osteoporoză, boala care apare cel mai mult după menopauză, cu 71%. Fumatul cauzează bolii cardiocoronariene ale inimii. Crește riscul de infarct de miocard de 3 ori față de riscul de nefumătoare, vorba de cei ce fumează un pachet două pe zi. Deci de 3 ori mai mult. Fumatul cauzează și boli ale SNC-ului. Fumatul este responsabil de 12-14% din decesele prin accident vascular cerebral, AVC. Riscul apare
Risc, astfel, pentru cei care fumează mai puțin de 15 țigări pe zi, riscul este 2,5 mai mare decât la nefumători, însă crește la 3, de 3,8 mai mult dacă fumezi mai mult de 25 de țigări. Deci risc mai mare pentru AVC de 2,5 ori mai mare dacă fumezi peste 15 țigări, 3,8 în cazul în care fumezi mai mult de 25. Mai multe substanțe rezultate din arderea țigării, inclusiv nicotina, favorizează apariția aterosclerozei, adică unde se depune colesterolul. Riscul unui anevrism abdominal este de 5,5 ori mai mare la cei ce fumează mai mult de 25 de țigări pe zi. Mai des la bărbați. Cauzează boli de gură. Fumatul crește semnificativ riscul de a dezvolta cancere ale gurii, gâtului și esofagului, întâlnit la 70% din cazurile de cancer oral, iar riscul fumător de a dezvolta această boală este de 6,85 ori mai mare decât al unui nefumător. În același timp, riscul de cancer esofagian este de 3 ori mai mare la fumători decât la nefumători. Boli de stomac. Fumatul poate favoriza apariția ulcerului gastroduodenal. Indică că prevalența acestei situații medicale este de 2,1 mai mare la bărbați fumători și nu 1,6 mai mare la femeile fumătoare decât la persoane nefumătoare de același sex. Fumatul afectează sistemul reproductiv feminin. Un risc cu aproape 50% mai mare să aibă dureri menstruale mai puternice și pe o perioadă mai îndelungată de timp. Fumătoarele sunt de două ori mai predispuse să intre la menopauză cu până la 2 ani mai devreme decât nefumătoarele. Femeile care fumează rămân însărcinate mai greu și fumează mai mult, cu atât probabilitatea de a rămâne însărcinată este mai mică, cam cu 25%. Femeile care fumează prezintă un risc de două ori mai mare de a face cancer de col uterin. E vorba de cei care fumează mai mult de 10 țigări. La bărbați, un fumător este de două ori mai suscetibil să sufere de această problemă decât un nefumător. E vorba de impotență. Deci cam atât am de spus. O să las în descriere de unde am luat sursa și dacă nici asta nu v-a convins să nu fumați, nu știu ce altceva. O zi bună!